O să continuăm cu proza, totuși. Așa s-au uh, schimbat lucrurile, s-au așezat apele, da? Deși cred că uh, prozatoarea pe care o prezentăm acum a scris și poezii în viață. A, așa, deci n-am zis nimic greșit, dar n-am zis nimic greșit. Am invitat o poetă cu suflet de prozator. Dar nu sunt. Nu, nu, eu sunt prozătoare. țin foarte Bun. mult la statutul, okay. vă rog. Da. Atunci o să da, o respectăm. Da. O să respectăm. Da. Dar Poate vedem, ajungem cu vorba și la poeme. A fost o, o premieră. Pentru prima oară, am înserat poeme în ultima carte de proză. De fapt, este un roman și e în fața dumneavoastră. Uh, și acolo am uh, încercat, dar uh, sunt niște poeme foarte dure. Cred că eu sunt foarte departe de adevăratele poete. Uh, sunt niște poeme în proză, probabil, sau cu nu. mesaj. Uh, Chiar mai poeme, dur, un pic, da? da poeme scrise într-un lagăr de exterminare. Oh, my God! Deci, Bun. un pic dur. Da. Uh, dar hai să pornim cu. Da, începem cu Lilia Calancea. Așa continuăm, de fapt, cu Lilia Calancea, care vine din Republica Moldova dar care s-a format în mare parte în Europa. După colegiul pedagogic, a urmat facultate de limbi străine la Universitatea Liberă Internațională din Chișinău, adevărat, da. apoi un master la Institutul European de Înalte Studii Internaționale din NISA, apoi la Institutul Superior pentru Traducători și Interpreți din Bruxelles. Este adevărat? Da, la UCL. Așa, și către. acum vă rog să-mi spuneți, în ce perioadă a formării dumneavoastră s-a cristalizat ideea de a scrie cărți romane? În ce perioadă? În Fiind ce perioadă. la universitate sau la master sau când? Eu am început să scriu când am devenit mama. Maternitatea a fost momentul care a declanșat actul scrierii. Dar nu, nu mă luam în serios pentru că eu nu am scris niciodată un text artistic până la vârsta de 27 de ani, 28 de ani. Și chiar dacă am început să scriu, nu mi-am spus, vai ce bine scriu, hai să publicăm, hai să caut o editură. Nu, am scris mai întâi pe blog, un blog care avea aceeași tematică, maternitatea, Folclorul, pentru că scriam sub pseudonim, aveam texte foarte dure, foarte sincere, foarte, uh, cum să spun așa, ironice. Uh, dacă aș fi știut că mă citește mama sau altcineva, eu nu știu, am fost foarte dură și foarte sinceră. De fapt, să spun așa, am fost sincere, dar, dar sinceritatea e foarte dură. Am observat sinceritate și în ceea ce postați acum pe rețelele de socializare. Ah, nu, asta nu e nimic în comparație cu cu ceea ce postam când eram bloggeră. În perioada în care am fost declarată cea mai bună bloggeră din Republica Moldova în 2008, când era epoca de aur al bloggingului. Pentru că fusese un concurs, deci cititorul ales, nu a existat o schemă sau nu mai știu eu cum, acum să încerci să te promovezi, să spui, vă rog frumos, votați-mă pe mine, a fost cititorul cel care a votat și votul a fost foarte, foarte bine monitorizat. Eu cred că nici alegerile acum nu sunt monitorizate, așa cum a fost monitorizat blogovățul 2008 din Chișinău, și a fost un juriu care habar nu avea cine, era persoana care scrie textele. Eu aveam un pseudonim, nimeni nu știa dacă sunt femeie sau bărbat. Mulți speculau, spuneau că ăsta e un adolescent care are frustrări și vorbește prea sincer, nu e posibil să, să scrie așa ceva. Dar um, ca să vă dați seama că e vorba totuși de, de niște texte de o calitate. N-am să mă laud acum, doar să vă spun că în final, în finală, am ieșit, am, afu, am, fost într-un duel cu un student de la Harvard. Adică eu, cu pseudonim și stil folcloric, am ajuns să am un concurent de la Harvard. Asta ca să-mi să, un pic, să aduc aminte cum a fost cândva blogging și cât de în serios luam lucrurile. Adică eu scriu, scriu, dar calitate, tot conținut de calitate trebuie să ofer. Și după blogging, când mi-am format comunitatea mea de cititori, pentru că e foarte important, cel puțin pentru mine, să am cititorul meu. Mai întâi, mai întâi să ai un cititor, nu contează de pe ce platformă scrii, și în momentul în care ai cititorul, care știe cum scrii, care, căruia îi place stilul tău, care știe ce tematici abordezi, de acum poți să te gândești să uh, scrii, să uh, trimiți la o editură, să negociezi, să mai treacă manuscrisul tău printr-un jur, pentru că fiecare editură are un bord care selectează manuscrisele, nu e așa? Am vrut să să public asta. Îmi, place, îmi pare manuscrisul meu genial. Deci, vă rog frumos să publicați în cartea. Nu nu, se, nu nu are loc așa și e foarte bine. Trebuie da, să există o, o, o selecție de calitate. Ca să fie calitate atunci când apare ceva pe piață. Bun. A fost, înțeleg, și o provocare, dar și o motivație pentru a începe romanele. Și au apărut primele romane, Regina Nopții și sub Constelația Lirei. Și vreau să întreb, în legătură cu aceste două romane, v-au adus satisfacție muncii de scriitoare? ați înțeles că misiunea este să scrieți pentru că știu că începutul fundamentează o decizie sau schimbă un parcurs adică după ce au apărut primele romane cum au fost ele eu știu, acceptate neacceptate, mai puțin acceptate mai mult acceptate de critica literară, deciditor și ce v-ați gândit în acel moment voi scrie în continuare sau schimb parcursul meu de, de viață Um, primul roman a fost scris la un pariu. Eu îmi um, to... dau seama că e doar așa un moft, uh, mă rog. Dar primul meu roman rămâne cel mai vândut din toate patru. Uh, e cel mai iubit între cititori, dar critică, ca tare critică și nom nominalizări, s-au început cu abia cu a treia carte și a patra, cred că e cea mai comentată de. De experți în literatură. Dar primele două cărți sunt cele mai iubite de cititori. Și eu știu că acolo uh, e, eu simt când, care este valoarea unei cărți. Eu știu că cărțile mele au crescut odată cu mine. Primul roman, ca un roman de debut. E și firesc să se întâmple dar, acest lucru. Dar e cel mai iubit de cititor. Bine, cititorul nu este expert în ale literaturii. Dar dacă e să mă întrebați de cine ascult, care este prioritatea mea? Eu zic, eu ascult de cititor. Așa, fără să manipulez, să încep să scriu doar pentru cititor, doar ce îl interesează. Când, pe măsură ce înaintezi în scris, tu simți valoarea cărții, tu începi deja să cauți un echilibru. Și între cititori și uh, între colegi sau, nu știu, niște cri critici literari să, să găsească ceva valoare sau să vorbească sau să o discute. Pentru mine e foarte important cartea să fie discutată, chiar dacă uh, ar stârni niște critici dure, nu m-ar deranja deloc. Ele sunt uh, motivaționale, ele sunt foarte bune la un moment dat, criticile. Așa că, da, dacă lumea critică, înseamnă că citește și de valoare cărților. Este și asta un semn, dar foarte mult depinde și de subiect. Ultima carte are un subiect, Holocaustul, care e aproape tabu în România și în Republica Moldova, în genere nu se discută. Uh, și uh, pornisem la drum chiar cu un risc mare, adică va stârni cartea asta niște... A stârni, dar mai puțin decât mă așteptam și eu simt că încă nu... Încă nu e, e, e discutat tot. Nu mă plâng ca să nu... Uh, nu. Uh, da Ajungem și la acea carte despre care vorbeați, dar mai întâi hai să vorbim despre o carte care apare în 2019, volumul de schițe și povestiri cu un titlu mai mult decât oximoronic, Bocete de nuntă. Mi s-a părut că firul narrativ care leagă aceste povestiri, nu știu, într-un fel sau altul, leagă copilăria adolescența scriitoarei. Adică sunteți parte componentă a acestei cărți, sunteți poate personajul principal care leagă celelalte personaje și firul narativ, pentru că ele de fapt sunt povestiri separate, dar da. legate, tematic. Da, un subiect da. care le leagă nunta, nunta moldovenească. E vorba de o, un mic volum de proză scurtă Bocite de nuntă, prima novelă care se, așa se numește Bocite de nuntă, e de fapt o mică tragedie de familie care nu m-a lăsat multă vreme, e vorba de fratele mamei care la un moment dat și-a ieșit din minți și eu eram singura care îl vizita la casa, nu vreau să spun că casă de, așa, spun, pentru bolnavi. Da, e, și eu nu mai țin minte dacă am scris momentul ăsta la sfârșit, pentru că lucrez acum la alte manuscrise și uneori îmi vin în cap cioburile ca mozaicul ăsta de jos. Eu sunt, îndată cum am intrat în sală, m-a atras mozaicul ăsta, zic că ca, sunt ca, doar ca doar. Se, sunt ca niște proze scurte care, care se adună și formează doar. de sus da. o, o figură interesantă pe care trebuie să o interpretezi la un moment dat. Și da, multe sunt de spus. Eu un volum de proză scurtă, eu ador proza scurtă, toată lumea știe, adică cititorul meu știe foarte mult și probabil cartea asta a rezultat în urma pasiunii mele demențiale aproape, obsesii față de proza scurtă a lui Cehov. Eu cunosc foarte mult, când, când îmi place un scriitor, eu citesc nu doar toate cărțile, dar și biografia și tot, 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 tot totul. Și Cehov face parte din reperul ăsta uman, în primul rând, și după asta, un reper literar. Și asta a fost o provocare pentru mine să scriu, nu în stilul lui Cehov, desigur, el a scris în la sfârșitul secolului XIX, dar eu uh, scriu am scris despre anii 80 din Republica Moldova și, desigur, am făcut referință la copilăria mea și mai mult partea rustică. Da. Sunt de partea foarte asta. frumoase descrierile. V vă invit să citiți această carte, este extraordinară. Ne, ne duce așa într-un sat basarabean, frumos, așezat, pitoresc. E o carte care, care place. E pitoresc, dar care ascunde tragedii strașnice. Așa se întâmplă da, de obicei. Da. Bun. Și acum ați pomenit despre o carte care a apărut recent, da? în 2002, da? La care are de... un titlu: Întrebare retorică. În cele din urmă, nu știu, trebuie să citiți ca să vă determinați asupra unui răspuns, eu știu, plauzibil la această întrebare. Dar vreau să citesc un pic despre ce este această carte și. Vă rog să aveți răbdare și înțelepciune, pentru că este o carte dură, după mine. Dură, scrisă da, de o persoană, da. De o persoană foarte sensibilă și pe urmă. Am eu să te sensibil, Da, pe urmă aș vrea să, tine să, tine. să întreb cum, cum se leagă duritatea acestei cărți cu sensibilitatea unei femei. Dar asta după ce vă citesc, eu știu, subiectul pe scurt. Moartea părinților trezește în Margarita Costem cu amintiri de mult reprimate despre istoria tulburătoare a familiei. În casa părintească regăsește între filele unui jurnal fotografia de grup a unor gardieni stând lângă o groapă comună din lagărul de la Treblinka cu tatăl ei în mijloc. Revoltată, Margarita simte nevoia acută să afle întregul adevăr despre părintele ei, iar căutările o aruncă într-un infern emoțional. Cum mai poate să respecte a cincea poruncă biblică? De ce au păstrat părinții fotografia? De ce mama nu i-a părăsit tatăl? Justificările fostului călău de la Treblinka, consemnate în jurnal și confesiunile soției din paginile acelui jurnal, scrise după moartea soțului, compun o imagine amestecată a Holocaustului cu personaje în aceeași măsură dezumanizate și pline de compasiune, cu povești de dragoste neverosimile și victime pentru care supraviețuirea devine un blestem. Încă o dată vă zic, dură carte, dar necesară carte. Este această carte un avertisment? Uh, pentru că știu că a apărut practic înaintea începerii războiului împotriva Ucrainei. Este cartea un avertisment împotriva războiului? Cartea asta trebuia să fie lansată la Ambasada Republicii Moldovei din Belgia pe 24 februarie. Și pe 24 de februarie sunt sunată de ambasadă. Da, pe 24 februarie sunt sunată de la ambasadă și anunțată că, din păcate, lansarea va fi anulată. Din motive, bineînțeles, da. amânată. <laughs> da, după asta am făcut o lansare, da. Cartea asta, cred că Procesul de creație, de scriere acestei cărți e și mai interesant, și mai neverosimil decât povestea care e deja foarte complicată și care se citește ușor. Toată lumea spune se citește ușor, dar tu înțelegi că tu, tu nu poți să te oprești, tu, tu, tu mă distrugi și eu continu. Cum e posibil așa ceva și ce cum ajunge personajul la sfârșit? Ce se întâmplă cu el? Uh, scopul meu a fost să scriu un roman bazat, foarte bine documentat, pe un subiect despre care nu se vorbește. Deci, el, practic, nu este studiat în școală, dar după citirea acestui roman, tu să nu mai ai nevoie să mergi într-o bibliotecă și să fii pur și simplu. Nu, nu doar șocat, nu traumatizat, dar să-ți spui uite, eu n-am știut lucrurile astea și ele s-au întâmplat cu adevărat, da, s-au întâmplat și au avut și niște consecințe în Chișinău și în România și adică locuri, locurile unde m-am născut eu, pentru că noi când vorbim despre un lagăr de concentrare, un lagăr de exterminare, noi nu vorbim despre România sau bine, au fost, dar în Transnistria noi nu facem legătura asta cu uh, un lagăr de exterminare și toate pătățile astea și țara noastră, fie România sau Basarabia, partea asta, Republica Moldova. Noi nu facem pur și simplu conexiunea. Ce avem noi cu evreii? Și așa începe cartea mea. Ce am eu cu evreii? Eu și eu vorbesc un pic și despre mine. Eu nu am în familia mea evrei. Pentru că lucrul ăsta iar își pune o problemă. De ce te-ai apucat tu să scrii? Te-a plătit cineva, te-a sponsorizat, face parte, cartea face parte poate dintr-un program cultural. Ea nu face parte din, din niciun program. Asta a fost o obsesie a mea. Și e foarte rar lucrul ăsta când un scritor este obsedat ani la rând de un subiect și el nu știe când iese cartea. Pentru că editura în mod normal sau, mă rog, editurile mai șirete, ele au un program. Uite, în anul ăsta, Trebuie să scoatem, pentru că se împlinesc 80 de ani de la cutare eveniment, scoatem cartea asta, și asta, și asta, comandăm la niște scritori. Dar în cazul meu nu s-a întâmplat așa. Eu am lucrat câțiva ani, dar cartea a ieșit exact în, exact în 2022, de la 80 de ani de când a fost uh, construit acest lagăr de la Treblinka. Și când spun Treblinka, ce înseamnă Treblinka? Nimeni nu poate să-mi spună ce, de ce am eu cu Treblinka. Hai când spui Auschwitz, știi despre ce vorbim, așa? Sau Dachau, sau lagărele de concentrare din Belgia. Avem o serie de lagăre de concentrare, nu mai vorbesc de Polonia. Treblinka a fost în Polonia, da, dar cine cunoaște uh, lucrul ăsta că au fost lagăre de exterminare, din care au făcut parte din anumite programe, și care trebuiau lichidate imediat după un an, ca să nu se afle ce s-a întâmplat acolo și ele erau uh, fondate în pădure, în pădurile din Polonia. Și uh, citind despre lagul ăsta din Treblinca, pe mine m-au, uh, nu doar că m-au scuturat niște lucruri legate de, a, de administrarea acestui lagăr, oamenii de acolo erau oameni simpli, oameni ca noi. Ei și beau familiile, copiii, aveau chiar și un, un, un uh, un colț de, se numea Zoologic cu păuni, cu căprioare, cu. Este... Comandă, cu... Și alături erau arși oameni, erau camere de gazare. Cum poate intra sau pot intra aceste imagini într-o minte de om, să spunem așa, sănătos sau adecvat? Pentru că oamenii aceia nu erau bolnavi psihici. Eu insist pe acest fapt, pentru că am făcut cercetări. Să văd ce înseamnă un călău, ce înseamnă un director de lagăr de exterminare, ce familie a avut, care era relația cu soția, cu fetițele lui. Era un tată extraordinar. Extraordinar. Și el este descris aici, l-am făcut personaj. Jumătate din personajele acestei cărți au existat cu adevărat, îi puteți găsi pe Google și asta e absolut fioros. Din victime care au supraviețuit de la Treblinka sunt, sau au fost extrem de puține. Cred că nu îi putem număra la, de, Până la 10. Deci ne ajung degete de la mână pentru că a fost o agră de exterminare. Ei pur și simplu nu trebuiau să supraviețuie. Spre final câțiva s-au salvat așa cu deci, ajutorul cuiva. cuiva, dar în rest toți au fost uh, omorâți, să a zicem fost așa, gazificați. A fost o minune, dar asta se datorează și faptului că s-a avut loc o răscoală în cadrul lagărului. Uh, povestiți acum despre aceste personaje și mi-am amintit despre cazul băiețelului din romanul Băiatul cu, în uh, pijamale cu dungi, care uh, a avut aceeași soartă, de fapt. Uh, băiețelul celui care trimitea la moarte uh, s-a îmbrătenit cu unul de, dincolo de, de garul, gardul de sârmă și, făcând schimb cu hainele, întâmplător a nimerit acolo unde erau duși toți. Uh, și uh, când și-a dat seama. Uh, eu știu, acel uh, responsabil de, de a omorâ oamenii, că de fapt și-a și -a, uh, trimis la moarte propriul fiu, a fost, a fost uh, o tragedie. Și acum, uh, evident că el poate a înțeles că tragedia lui e tragedia fiecărui uh, om care a, a, a avut aceeași soartă. Eu mă întreb, cum au putut aceste personaje după ce au, eu știu, după ce s-a terminat această perioadă grea, din calea afară de complicată. Că zici că pe de o parte avea o viață normală, pe de altă parte făceau niște lucruri oribile. Cum au trăit după? Iată, așa întrebarea au fost care, care. Da, așa au fost, fost timpul nostru. nostru pentru ei era o curățire a țării. Uh, și asta face parte din propagandă și asta este foarte, foarte periculos. Uh, călăii care au făcut atrocitățile Acestea, ei nu au avut remușcări de conștiință, poate sunt niște unități, mă rog, chiar dacă au fost judecate. S-au uh, întâlnit unele din personajele despre care ai povestit după ce s-a uh, distrus da, acest loc vorbesc... și ei au trăit obișnuit această întâlnire și n-au făcut nimic din uh, acest caz. Deci, evident că, uh, într-un fel, s-au obișnuit cu acea misiune strașnică, oribilă, să omoare, uh, să ucide da, și așa mai departe parte. Deci, da, uh... documentându-mă, a trebuit să cercetez un pic viața călăilor naziști, în cazul dat, după, ce au făcut ei după, cum au trăit după. Și în mare parte, ei nu au avut remușcări de conștiință. Uh... Acum vreau să vă întreb. Foarte interesantă această carte, dar cred că nu o să citim. Ne-am ne sfătuit cu autoarea să citim un fragment sau nu și am decis nu. Mai bine citiți singuri, da, pentru că, într-adevăr, este o carte care, care trebuie nu numai citită, ci și reflectată probabil. Și eu rămân la ideea că este o carte avertisment împotriva celor care pornesc războaie. Și mulțumesc mult pentru această carte. Poate că, poate că ne învățăm să fim mai buni și mai iubitori și, cum ziceam ori să, să nu mai fie războaie, să fie pace și trăim toți în liniște și înțelegere. Ești uh, optimistă? Dar eu, eu întotdeauna azi, sunt optimistă. Hai s-a întâmplat să aud de două ori uh, aceeași frază cu vecina mea care s-a născut în 1935 și e belge belgeancă. S-a născut chiar aici la Excel, alături, și am a spus, se ducea la cardiolog și mi-a spus într-un moment, mie îmi pare că noi nu o să învățăm nimic dacă nu o să mai retrăim o catastrofă. E, după asta am terminat. Nu și știu, azi, azi, aici, la universitate, am mai auzit această a vorbit așa. El a vorbit despre distopie și uh, o idee uh, mi-a mi rămas în minte că uh, e bine să scriem perți care descriu catastrofe așa, dar uneori uh, ai impresia că oamenii nu se vor schimba dacă nu, nu vor fi obligați să retrăiască încă o dată niște atrocități. Pentru că oamenii nu se trezesc așa ușor. Oamenii uită ușor ceea ce a fost a trecut mai rău. Eu care am scris așa o carte și a trebuit să mă documentez foarte mult să văd cum gândeau oamenii, cum s-au lăsat s-au lăsat târâți în propagandă, cum au trăit după asta, eu sunt mult, mult mai pesimistă. Dar rămân la convingerea că avem nevoie de cărți teme grele, chiar dacă e vorba de o generație mult mai sensibilă și ori de câte ori am ocazia să vorbesc prin interviuri, ating acest subiect. E foarte important să încercăm să transmitem un mesaj, dar să-l adaptăm la generația care, care trăiește alte timpuri. Dacă nu facem lucru acesta, acest efort, cărțile nu servesc la nimic. Din păcate, am discutat cu cineva, cu o scrietoare, cărțile educă sau nu, și a zis că nu, categoric nu. Eu mă gândesc că avem dreptul să zicem că unele cărți educă. Bun. Următoarea întrebare pentru Lilia Calangea este formulată în felul următor. Cum crezi, cea mai bună carte a fost scrisă deja de tine, de scriitoarea Lilia Calangea? Sau urmează a fi scrisă? Urmează, urmează. Cea și mai... despre, cea, despre ce va fi ea? Cea mai iubită carte e cea care acum e în gestație, adică care se naște în mine, pentru că eu pot să stau în colț acolo, să ascult cu o ureche despre distopie și cu alta, îmi spun așa, așa, în capitolul ăsta, foarte bine ar fi să dezvolt ideea asta și tot legat de limbă. Deci, cred că ghiciți că e vorba de problemele de limbă, de identitate, a anii 90, la Chișinău, asta pe de o parte. Pentru că mai am un manuscris la care țin foarte multe e vorba strict despre femei, dar nu un culori roz și senine, așa cum doamna pe care am auzit-o, pe care... Da, mă uitam la dumneavoastră ei, o ascultam și zic, Doamne, eu sper să ajung la vârsta asta tot atât de senină, tot atât de împăcată, tot atât de fericită când scrie. Pentru că eu când scriu uneori, nu doar că am migrene de cap și de la asta chiar ar trebui să mă las de scris, dar eu simt inima cum începe să pulsează și transpir. Vedeți strada asta, Avenue Franklin Roosevelt, eu fac jogging pe aici. Și eu când revin de la jogging, eu nu transpir așa cum transpir când scriu o carte. Poate îmi aleg temele care sunt... Poetele sunt de acord cu această afirmație. Eu nu știu de ce lucrul ăsta fiziologic e atât de strâns legat de o idee. Pentru mine e un, un mister, dar mie îmi place să desleg mistere. Și ziceam de, de momentul ăsta fiziologic care mă interesează foarte mult legat de femei, de Chișinău, anii 90, sexualitate și condiția femeii oribile din anii 90. Eu nu știu dacă s-a mai scris, pentru că înainte de a scrie o carte, pentru mine e foarte important să cercetez cine a mai scris, cum a scris, când a scris, cum a construit narațiunea, pentru că n-aș vrea să mă repet, n-aș vrea să imit pe cineva. Nu detest ideea să imit un stil pentru că cartea a avut succes sau și eu văd lucrul ăsta, eu simt lucrul ăsta cât e de la modă să imiți un stil pentru că ca pentru că cartea a avut un succes. Eu încerc să evit lucrul ăsta. Dar despre femeile din Chișinău, în anii 90, când eu eram la Chișinău, adică nu plecasem încă, eu cunosc tot mediul ăsta, evident că într-un cartier, pentru că aici este un moment interesant. Vedeți în cartea Tatiana Țebuleac, ea descrie un cartier, botanica la Chișinău. Și eu citesc cartea ei și eu zic, stai un pic, eu am crescut în alt sector, în alt cartier și eu nu mă recunosc în cartea ei. Și zic, poate e timpul să scriu despre cartierul meu pentru că e interesant să știi ce s-a făcut în cartierul Ciocana, de exemplu. De ce există aceste diferențe? pentru că există aceste diferențe. Există, exist, confirm, dar, și da, deși nu așa. sunt originare din Chișinău, dar chiar. sunt diferențe, de acord. Da, da, și asta e foarte interesant pentru un scriitor, e foarte important să găsească aceste diferențe, să lucreze cu ele, să le pună în față și ca lumea să discute. Fie se regăsește cineva, fie nu se regăsește, dar varietatea aceasta este foarte importantă în literatură. Da, mulțumesc și încă o întrebare scurtă și răspunsul sper să fie scurt, pentru că am zis cu Alice să avem și niște întrebări de acestea la care să avem și răspunsuri foarte scurte, imediate. Trei calități ale unui scriitor de succes. Care ar fi ele? De succes, nu știu. De succes trebuie să ai mult tupeu și relații. <laughs> în Republica Moldova, nu spun de România, pentru că vedeți, nu întâmplător ultima carte eu am publicat-o la Polirom și în România. Pentru că, vă spun sincer, nu eram mulțumită de relațiile pe care le aveam în Republica Moldova și vreau să mă dezlipesc de aceste relații infecte care -au, nu au nimic cu literatura. Eu nu vreau să mă gândesc cu cine să fac relații ca să public o carte. Eu trebuie să mă gândesc uh, cum să scriu, să scriu bine și cartea mea să aibă o valoare. Eu încerc să cochetez cu veșnicia, dar mă rog, îmi dau seama că nu am să mă compar cu niște scritori grei. Dar totul trebuie să fie corect în literatură. În, le în literatură nu trebuie să fii sincer. Altfel, eu nu pot să scriu. Nu ești sincer. Asta este, ar fi primul punct: să nu depind, să nu intri într-o rețea care să-ți dicteze despre ce să scrii, cum să scrii și la ce editură. Cred că te nu te se mai întâmplă astfel de lucruri acum. Deși Adonai, nu să știu. Sunteți, nu, să... sunt nu, nu sunt din preas la voastră, în voastră și nu știm. Nu se întâmplă lucruri așa și urâte și frumoase și urâte. Acesta este primul punct. Ca să devii un scritor citit și să ai cititor. Al doilea lucru, să citești tu foarte mult, dar scritori, scritori foarte grei și variați, să înțelegi dintr-o singură pagină dacă este o valoare în pagina aceea, o valoare literară sau nu. Trebuie să fii aproape ca un critic literar, pentru că și trebuie să fii autocritic. Eu am un manuscris și îmi pare genial. Stai un pic, ce înseamnă genial? Lasă-l acolo pe șase luni și revină la el, Se vede. Să mai crească, să se genial. mai coacă, da. Și al treilea punct, să-ți să faci timp pentru cititori, să comunici. Asta nu înseamnă că trebuie să rămâi pe rețele de socializare 24 din 24, așa că sunt scriitori care, într-adevăr, au prea multă energie, dar eu am perioade în care lipsesc. De pe pentru că energie pe care o investești într-un manuscris, tu trebuie să fii foarte concentrat. Altfel, dacă te risipești aici, răspunzi la un mesaj, scrii o postare, tu risipești energia creatoare și asta e ceva bazic. Eu îi admir pe scritorii care și scriu în același timp și se relaxează și răspund la mii de comentarii. Dar eu, vorbind despre mine, trebuie neapărat să fac pauze de deconectare și pauze de reconectare cu cititorul meu. Pentru că e o mare bucurie să poți contacta scriitorul preferat și eu vorbesc despre propria mea experiență. E minunat să poți contacta în direct. Nu contează pe Facebook, Instagram, scriitorul tău preferat care mai e în viață, care îți poate chiar pur și simplu spune mulțumesc că mi-ai scris ecola carte sau ceva e, e ceva magic. Și eu, la rândul meu, având și cititorul meu, mă gândesc că ar trebui să-i răspund și eu pentru că uh, nu ne dăm seama uneori, dar Uh, un moment de în asta poate inspira un alt om și poate uh, să, să fie un exemplu pentru el, să-l să, să împingă pentru un gest frumos fiz, să apucă și el de scris, de citit cartea. Cart cartea pe care o recomand sau găsește ceva acolo. Niciodată nu știi ce gest a determinat. Uh, Mi-a plăcut că... o, uh, un răspuns de-al dumneavoastră în unul din interviuri. Trebuie să avem grijă de cititorii noștri. Ei sunt diferiți, sunt sensibili și noi trebuie să avem grijă de ei. Trebuie de toți și împreună și, și de fiecare din ei. Și ok, să cultivăm. Da, eu, de asta spuneam că eu am cititori și foarte sensibili, dar eu îi pregătesc, de exemplu, încetul cu încetul pentru cărți foarte grele. De exemplu, visul meu e să scriu într-o zi despre foamete și acesta e un subiect extrem de greu. Și mi-am spus așa, doi sau trei ani de zile, eu îmi pregătesc cititorul. După asta, voi scrie. Um, frumos, frumos proiect! îmi pregătesc cititorul pentru ceea ce urmează. Așa să fie, așa să te ajute Dumnezeu. Eu uh, văd, sunteți prezente pe rețelele de socializare, urmăresc aparițiile, reflexiile, uh, întotdeauna aveți o abordare sinceră și lucrul acesta ne îndeamnă și pe noi să fim la fel, să fim sinceri. Uh, eu știu uh, să vă păstrați acest uh, simț al sincerității, al, uh, aveți simțul acut al realității, al dreptății și vă rog să-l păstrați dar vă rog în același timp în aceeași măsură să păstrați sănătatea în ochi, să vă fie sufletul plin de ging gingășie. Nu să aveți o viață plină de inspirație în primul rând și să aveți multe cărți, cum ziceați până acum, cele mai bune să urmeze. Succes, inspirație și vă mulțumim. Dar probabil spre final o să rugăm pe cei din sală dacă vrea cineva să adreseze o întrebare, cred că le lăsăm la final, da? Întrebările din sală vin la final. Mulțumesc mult, Alice, pentru înțelegere. Bun, sper că n-am trecut de timpul uh, prevăzut Eu pentru întâlnirea Petra. cu Liliana Calancea și uh, reiterez, nu este om să nu fi scris vreo poezie, măcar o dată, doar o dată în viața sa. Mulțumesc!